Pe de altă parte, premierul Marcel Ciolacu este lăudat de cei din grupul socialiștilor din Europa. Socialiștii europene au transmis un mesaj prin care îl felicită pe liderul PSD pentru legea care reașează fiscalitatea în România. Întotdeauna am susținut un sistem fiscal echitabil. Susținem pe deplin decizia Guvernului României și al PSD de a stabiliza bugetul, de a proteja populația și de a evita pierderea banilor UE. Bună treabă, Marcel Ciolacu, în menținerea cotei de TVA și a cotelor de TVA scăzute pentru alimente, medicamente, energie și cărți. Scriu cei de la Grupul Socialiștilor Europeni. Marcel Ciolacu se pare că i-a convins pe cei din Grupul Socialist că România este pe calea cea bună, chiar dacă noul pachet fiscal lovește în companiile private, fie ele mici sau mari. Vă spun cu toată responsabilitatea. De astăzi s-a terminat cu dubla măsură. S-a terminat cu privilegiile la stat. S-a terminat cu excepțiile peste excepții din mediul privat. Și mai ales s-a terminat cu banii făcuți ușor din evaziune fiscală. La fel ca toți românii. Și eu m-am săturat de ipocrizie. Știu că în aceste zile românii de bună credință se întreabă ce se va întâmpla cu taxele și impozitele lor. Dacă acești bani vor fi bine cheltuiți sau vor ajunge prin vreun portbagaj. Înțeleg aceste îngrijorări ale românilor și tocmai de aceea, astăzi, de la tribuna Parlamentului, vreau să transmit un mesaj foarte clar pentru toți cei care sunt în serviciu public, politicieni sau nu. Această guvernare este despre reforme și economie. Doar că discursul lui Marcel Ciolacu nu i-a impresionat și pe specialiștii în economie, care spun că noile taxe vor alunga investitorii. Nu există investitori mari care să investească într-o țară în care trebuie să plătească impozit înainte să-și recupereze pierderile din perioada de investiții. Practic, din acest moment, este greu de crezut că cineva va mai lua decizia să investească în România. Și asta este un element de mare îngrijorare pentru noi toți. Pentru că de investițiile astea depind multe IMM-uri care prestează serviciile, care lucrează în construcții și care probabil că în perioada următoare vor vedea o scădere a comenzii.